Bine ați venit! Bună seara, domnul Vladescu! S-a spus că n-ați știut să explicați unele probleme, că poate le-ați explicat cu stângăcie, că poate n-ați avut suficient timp să vă prezentați. Iată însă că astăzi aveți timp, nu contează că ați fost aruncat prea târziu în cursa electorală, B1 TV, iată, astăzi vă oferă această șansă și vă mulțumim de asemenea că sunteți prezent. Oricând. Au fost totuși două zile în care ați fost dispărut de pe micile și marile ecrane, dacă putem spune așa. Unde ați fost și de ce v-ați anulat evenimentele de campanie? Nu am fost dispărut, domnule Vădescu. Au fost niște lucruri interne ale campaniei, au fost niște clipuri care au trebuit filmate. A fost activitate și tehnică pentru că proiectul pentru București, care, până la urmă, e un proiect pentru cetățenii orașului. E un proiect care vrea să facă din cetățeni parte din proiectul capitalei. Noi am lansat deja termoficare, am lansat proiectul pe transporturi, acele 10 teme mari pentru București, dar sunt foarte multe lucruri tehnice de analizat, proiectul e gata și cred eu că asta e prioritatea. Și cinstit, domnul Vladescu, mie mi-ar place să vorbim mult mai mult despre capitală și despre problemele tehnice ale capitalei. Vorbim și despre capitală, totuși. Dar eu cred că esența discuției noastre din seara asta, și chiar vă rog să facem treaba asta, dincolo de proiect, să vorbim despre problema zilei, să vorbim despre toate aceste lucruri care au apărut în spațiu public.